este un oraș ieftin, chiar dacă în ultimii ani salariul mediu net a crescut considerabil în municipiul de pe Cibin, același lucru s-a întâmplat și în cazul prețurilor. Alimentele, activitățile recreative, transportul și mai ales chiriile au explodat față de ultimii ani. O chirie în orașul de pe Cibin a ajuns să coste chiar și 1800 de euro în cazul unui apartament cu două camere, iar o garsonieră de 30 de metri pătrați considerată de lux a ajuns să fie închiriată la prețul de 700 de euro. Chiriile la prețuri exorbitante sunt situate de cele mai multe ori pe Calea Dumbrăvii, Bulevardul Mihai Viteazu și în zona centrală a Sibiului. Criza uleiului a ocolit Sibiul. Oamenii nu s-au îmbolzit ca în alte județe la rafturi, nu au cumpărat necumpătat baxuri întregi de produse, iar stocurile nu au fost blocate. Ministrul Agriculturii a declarat zilele trecute că cei care au cumpărat cantități mari au aruncat niște bani degeaba, fiindcă stocurile sunt suficiente în România. Panica oamenilor a venit în urma unor zvonuri care făcea referire la o criză care urmează să vină și la scumpirile de prețuri. În orașul de pe Cibin această criză nu se simte încă, însă prețurile cu siguranță nu sunt mici. Prețul unei sticle de ulei pornește de la 7,99 și ajunge la 17,20 de lei. În plus, la unele magazine, sibienii nu pot cumpăra mai mult de 18 sticle de ulei pe un bon. Municipalitatea Sibiană anunță miercuri că a început una dintre cele mai ample investiții din oraș. Este vorba despre amenajarea unui traseu pentru bicicliști de-a lungul marurilor râului Cibin, între strada Maramureșului și centura ocolitoare. Această investiție presupune amenajarea a 3,6 km de piste pentru biciclete în dublu sens. Pentru aceasta mai întâi se vor consolida malurile și se va stabiliza terenul. La traversarea râului, la intersecția cu râul Rosbach, va fi creată o paralelă ciclopietonală cu deschiderea de peste 30 de metri în formă circulară. A doua pasarelă se va amenaja în dreptul străzilor Viitorului și Mureșului. Zic, lasă că o să-i batem, o să-i batem. Scuze-mă, era o discuție cu tatăl noastră. Da, mi-au cam irritat. Noi trebuie să câștigăm 4 campionatele arătate. 4. Și noi vrem să jucăm o finală Sibiu-Cluj. Sibiu-Cluj, da. Deci, ziceam noi o finală cum nu văd în Parisul. Peter a fost un antrenor bun. Avea niște chestii comportamentale. Mișa. Da. Sunt și foarte apropiat de el. Și a fost așa ca copilul nostru de suflet? Da. Să știe tot ei, să conducă echipa ei. N-am nicio treabă cu ei, că mă dor de extraordinar, dar trebuie să mai câștigăm cel puțin 2 titluri. Sigur. Așa e. Familia, totul.